Toți elevii care au avut anul trecut media peste 9,50 vor primi bursă de merit anul acesta, dar și primii 30% din fiecare clasă vor beneficia de bursă. Ministerul Educației a decis să păstreze ambele variante ca să nu schimbe regulile în timpul jocului. Criticii cred însă că o măsură mai eficientă ar fi fost menținerea burselor sociale pentru elevii care învață în alte localități. Și discutăm despre această răsturnare de situație cu domnul Iulian Cristache, președintele Federației de Părinți. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Așadar, aceste noi măsuri anunțate, posibile măsuri, nu de acordarea bursei, iată, atât pentru elevii cu note peste 9,50, cât și pentru primii 30% din clasă, pentru a-i motiva. Cum vi se pare această măsură și dacă cumva există riscul ca în unele situații notele să fie cumva umflate, astfel încât copiii să beneficieze cât mai mult de această bursă? Bun, haideți să plecăm prima dată de la ce a spus astăzi, de la notele umflate. Este adevărat că nu avem standarde de evaluare și de aceea acum de ani de zile sau acum în ultimul an de zile s-a luat decizia de a urca baremul de la 8,50 la 9,50. Deși atunci ne-am opus, dorim să dăm burse de merit elevilor care au peste 8,50, că ăsta este rostul nostru ca federație să apărăm drepturile legitime ale copiilor. Doar că după ce s-a urcat acest plafon de la 8,50 la 9,50, numărul de burse de merit nu a scăzut. Actualul proiect scoteau elevii care obțineau poate chiar și 9,70 și 9,80 din cadrul acestei categorii de burse de merit, ceea ce nu era deloc în regulă și bineînțeles că am intervenit. Ne-am dorit să rămân acest plafon de 9,50 și bineînțeles dacă Ministerul Educației prin Guvernul României poate pune la dispoziție o masă fiscală suficientă încât să aloce și pentru ceilalți elevi care într-adevăr nu au posibilități financiare, nu au avut norocul să nască niște familii care să-i ajute cu meditații, atunci pentru acest progres școlar, pentru că acolo nu aș spune că e neapărat o bursă de merit, este o bursă de progres școlar, să încurajăm într-un procent de maximum 30%, ceea ce mi se pare foarte, foarte corect. Așadar, noi ne-am îndeplinit scopul ca federație în acest punct de vedere, am amendat acest proiect în sensul în care ne-am dorit ca toți cei care au peste 9,50 să primească bursă de merit, ceea ce este absolut normal și am gândit acest proces de echitate în ambele sensuri, și pentru cei care nu au posibilități financiare, dar și pentru cei care într-adevăr au posibilitatea să învețe și nu ar fi fost corect, de exemplu, cu 9,80 să nu e bursă de merit. Era ceva inadmisibil, cum s-ar fi uitat un copil în cadrul aceleași liceu care are 9,80 care nu ia bursă, la unul care, de exemplu, poate să aibă 7 și să ia bursă. Deci această problemă am rezolvat. A mai fost problema cu familiile monoparentale, termenul a fost definit acum, ceea ce înseamnă că și asta a scos condiția de venit, ceea ce iar este în regulă, pentru că aici să luăm niște drepturi, copiii care erau orfani nu primeau, după actualul proiect, dacă nu era amendat, nu mai primeau bursă socială decât în condițiile unui venit mic. Și atunci și am amendat și acest lucru, am avut alături de noi și o petiție și o organizație care, un ONG care s-a ocupat de acest lucru. Noi le-am deschis ușile la minister și într-un final secretarii de stat și doamna ministru au subscris la dorințele noastre, ceea ce în acest moment ne face să ne declarăm 100% mulțumiți de cum arată în acest moment actualul proiect. Inclusiv de cuantumul acesta a crescut, nu? De la 200 la 450 de lei, iată? Da, 450. Au mai fost voci care au spus în faza inițială proiectul care nu era amendat că se dorește o economie. Nu, din contră. Fondul burselor a crescut de 2-3 ori în ultimul an de zile, deci nici nu se pune problema din acest punct de vedere. Ce discuții sunt la nivelul burselor de merit pentru elevii de clasa a 5-a? Cum se vor acorda? Înțelegem că există o variantă. Da. Pentru elevii de clasa a 5-a se vor lua în calcul notele primite pe primele două module. Și aici am avut o discuție la minister, pentru că știți foarte bine că nu există o ritmicitate și nu exista o obligativitate de a da o notă în primele două module. Profesorul putea să-i dea toate notele în ultimul modul. Și aici ministerul va interveni în sensul în care probabil că va obliga să dea o notă pe modul, astfel încât după cele două module să facă o medie și să primească bursă chiar și retroactiv, din perioada septembrie-ianuarie, în februarie să face media și să primește retroactiv. Am înțeles. Mulțumim tare mult pentru intervenție și pentru toate aceste explicații.